Iar în aceste momente vedem primele imagini cu femeia reținută în urmă cu scurt timp. Se suspectează că este vorba despre o altă persoană care ar fi încercat să agreseze pe cineva la metrou. Repet, primele imagini vedeți în momentul în care este preluată de polițiști și dusă la audieri. Am senzația că se împotrivește în momentul în care, iată, polițiștii au luat-o de brațe și o duc la audieri. Rămâne de văzut ce le va declara polițiștilor. Vă reamintesc incidentul, o femeie de 46 de ani le-a reclamat polițiștilor că a fost amenințată pe peronul stației Unirii 2. Sunt imagini din zona Pipera, vă reamintesc. Incidentul a avut loc la Unirii 2. La scurt timp după incident, femeia a depus o plângere la poliție, au fost difuzate imagini de pe camera de supraveghere și iată că acum o oră și jumătate mai târziu femeia a fost reținută în